Suntem în regim de breaking news, doamnelor și domnilor, și începem această oră cu o exclusivitate de proporții. Avem mărturia pacientului internat la Matei Balș, omul care a sunat la 112, a anunțat incendiul violent, cel care a făcut ca pompierii să ajungă într-un timp foarte scurt la intervenție. Cel care a sunat, iertați-mă, la 112... Este în momentul de față, sau în urmă cu câteva clipe, de fapt, a stat de vorbă cu Sergiu Cora, colegul nostru, corespondentul nostru. Iată ce ne-a declarat, ce s-a întâmplat, de fapt, la Matei Balș. A făcut explozie niște tuburi de oxigen. Ăștia, nu știu să umble cu oxigenul, dacă atingi cu grăsime, că el face explozie. Păi... Ăla trebuie pus în cameră separată. Da, dumneavoastră, unde erați? În ce salon sau la ce etaj? Eram în salonul 66, la parter acolo, dar nu că n-am fost așa aproape. Eu am dat telefon la pompieri, am dat mesaj și pe la televiziune. Am înțeles. L-am salvat pe unul, am sărit pe balcon, că era fum acolo ca la Balamuc. Dar ei zic că de la aerotermă e. A pornit. Zic, de unde ai aerotermă? Și povestiți-mi un pic, dar era cald în saloane, era frig, cum era? Nu pot să vorbesc prea mult, că nu m-am baterie, că mi-a rămas încărcătorul acolo la Balș. Mi-a rămas tot bagajul acolo. Am înțeles, dar scurt, povestiți-mi un pic ce era acolo, cum, ce s-a întâmplat. Era fum cât cuprinde, cât 10 locomotive de alea cu abur. Fum. Și pompierii s-au mișcat încet, că am țipat la ei, să bage furtunul, bagă furtunul, să uita la furtunul ăla. Striga la ea să ne dea drumul la apă, dă apă. Bagă-mă, vină cu stingături, ce stai și te uiți. Dumneavoastră ați sărit pe geam? Am sărit pe geam, dar pe balcon. Am înțeles. Sunteți bine acum? Cum sunteți? Sunt bine, mulțumesc. Persoana respectivă a sărit pe geam, vorbește despre mult fum, ceea ce indică faptul că acolo a fost un scurt circuit. Roxana Ciucă este în legătură directă cu noi, a aflat informații noi de ultimă oră. Roxana, se confirmă un scurt circuit, a fost aerotermă, n-a fost aerotermă, a pornit totul de la o priză, ce ne poți spune? Bun, au ajuns la audieri la Poliția Capitalei brancardier, asistente infirmiere. Unei asistente i s-a făcut rău, a avut nevoie de oxigen. Avem informații în exclusivitate din ceea ce au declarat deja în fața procurorilor. Au spus așa: totul ar fi pornit de la un scurt circuit. Ați auzit bine, ne-am văzut moartea cu ochii. Doctorul Apostolescu a spart geamul, a intrat pe fereastră să salveze pacienții. Era un domn în vârstă, cu o barbă lungă, o barbă mare. Avea în priză bateria externă, avea tabletă, avea încărcător. Tot timpul își dădea masca jos, iarăși o punea și așa mai departe. A fost un scurt circuit, fie cauzat de tuburile respective de oxigen, și nu pot să vă explic acum pentru că nu mă pricep, fie cauzat de tuburile respective de oxigen care au intrat probabil cu un contact cu o sursă de încălzire, poate ceva de la priză. Cert este că de aici a pornit totul, se pare, pe surse, tot ceea ce vă spun acum, de la acest domn cu barbă care tot timpul și-a dat masca de oxigen, jos. De aici ar fi pornit, iar colegul domnului de lângă, un bărbat, văzând că iese, că începe să ia foc patul și inclusiv tot barba, patul, barba, omul și apoi patul, a pus mâna pe telefon și a sunat la 112. Cred că este vorba, și sigur este vorba, de domnul pe care l-am auzit ceva mai devreme. Încep să iasă informații din datele pe care le dețin până acum. Se pare că nu ar fi pornit de la o aerotermă și că ar fi pornit, iată, se merge și pe varianta unui scurt circuit. Toate aceste informații se iau în calcul. Sunt mărturiile doamnelor, domnilor, pe care, iată, le fac chiar în aceste momente, da? Informații de ultimă oră, mărturii exclusive pe care le fac cadrele medicale în fața procurorilor. Repet, ar fi pornit de la un domn cu o barbă pentru că s-ar fi produs un scurt circuit în momentul, iată, când își scotea masca de oxigen și stătea cu o mână pe telefon, cu o mână pe masca de oxigen, și acolo s-ar fi produs un scurt circuit. Vom încerca să mai obținem și alte date și pe măsură ce voi ști vom reveni în direct.